Și salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Suntem aici de data aceasta la o nouă reacție în limba română de data asta, pentru că Abi tocmai ce a scos o melodie nouă cu Dănuțu Dani Mocanu. Melodia aparent se numește Regii României. Tocmai ce a scos-o acum vreo 30 de minute, ceva de genul, și vreau să fiu printre primii care reacționează. Să-mi dau și așa cu părerea despre ce a ieșit, pentru că cel mai probabil o să fie ultima manea, dar cine știe, poate o să ne surprindă, poate îl pune pe Dănuțu să facă rap acolo, să cânte trap, chestii de genul, mă rog. Haideți să-i dăm drumul cu reacția. Ok, deci e începutul ăla tipic al lui Abi, practic. Adică beat-ul nu prea s-a schimbat foarte mult. Dar mi-a plăcut intro-ul ăsta cu Abi și Dani. Și ce pui mei ai în mână? E un craniu cu ochelari de soare? Ok. Da, interesant. Interesant conceptul deocamdată. Vedeți cam toți golanii și românii și țiganii, că noi știm să facem banii, noi știm să facem banii, noi știm să facem banii. Sunteți câinii mei și vă țin în lesă pe toți, vă luați mașini în leasing, dar n-aveți bani nici de roți. Nu e vina. Ok, cred că asta e un fel de wannabe diss track, iarăși. Pentru că văd că dă iar linii de alea fire, cum ar veni, adică adresate către anumiți oameni. Nu știu să zic către cine, din păcate. Pentru că, după cum, dar nu știu dacă îl urmăriți pe Abi pe Instagram, dar el s-a, cred că împăcat cu Shelly sau ceva de genul, și am văzut că i-a adus ceva pui mei, șampanie sau ceva de genul. A pus și pe story ca idee. Deci nu prea pot să zic către cine e adresată treaba asta. Că-mi place să vă înjur pe toți de morți. Uită-te în spatele meu, hai să mă bați, vezi dacă poți. Cred că asta a fost puțin de referință la Pușcoi, care, nu știți și voi că Pușcoi e ultimul handicapat, după părerea mea, sincer, care mi se pare că atunci când l-a tras de urechi pe Abi, parcă, și cum ar veni că tot cu amenințările astea și chestii pe care el le primește și, da, mă rog. Vezi dacă poți, vezi dacă poți. Vezi dacă poți, vezi dacă poți. Râsul lui Mocanu e foarte interesant. Puneți-vă în genunchi, ascultați-mă bine. Ascultați-mă bine, mamă, dar a făcut beat switch-ul ăsta când a intrat Dănuțu, văd. Cine supără pe ambii, mă supără pe mine. Nu vă mai dați bardoi, că v-am verificat. Avem filmări cu voi când faceți video chat. Ambii și Dani, ne-am unit toți fanii, și românii și țiganii, până și americanii. Ambii și Dani, ne-am dublat și banii și să fi. Ok, 2 secunde, ați văzut și voi treaba asta? What the fuck? Ce pui mei e mișcarea asta în spate? Ce pui mei e asta? Are Abi niște mișcări caracteristice. Ah, gata, gata, gata. Mai țineți minte la. Deci avea el distrecul ăla pentru velea și făcea așa gen cu mâna în sus, știi, și cu tigaia, practic. Da, dar mă rog, are el niște mișcări anume, gen cum are Shelly, bara de atracțiuni invizibilă. Așa și Abi aici cu. Nu știu ce pui, de ce pui mei se agață și încearcă să plimbe câinele cu lesa, abar n-am. Ne-am dublat și banii și să fim sinceri cu voi, ne iubesc chiar și dușmanii. Bebeluș de cartier, nimeni nu mai e ca el, îi mulțumesc lui mama mea, fiindcă a născut o stea. A născut o stea, fiindcă a născut o stea. A născut o stea, fiindcă a născut o stea. Interloptă România, eu dețin supremația, mamă, mulțumesc frumos că ai născut un boss de boss. Abi și Dani, nouă ne plac banii, regii României, mami, ne iubesc ca-n toți golanii, și românii și țiganii, că noi știm să facem banii, noi știm să facem banii, noi știm.
simt să facem banii. Atât? Presupun că atât, ok. Da, melodia e super scurtă, nu înțeleg. Adică ăsta e un pattern pe care îl urmează Abi mereu. Are melodii de pui mei 2 minute 20 de secunde. Ce e asta? Fă-le și tu mai lungi. Pui mei, că sunt faine. Bă, melodia asta e relativ faină, adică conceptul e interesant. Păcat că l-a făcut Velea înainte deja. Mă rog, Velea Lino, de fapt. Adică să combini trap-ul cu influențe de astea orientale, manele, și nu, vă dați seama, adică conceptul nu e ceva nou, să zici că va combina manele cu trapul, mamă, gata, abi, nu, dați liniștiți că l-a făcut și Lino deja cu Jador atunci și știți că melodia aia a fost super, super faină, adică a ascultat-o, cred că toată lumea, timp de câteva luni numai de melodia aia s-a vorbit ca idee, pentru că a avut impact destul de mare, adică na, nu s-a mai văzut așa ceva până atunci. Dar melodia mi s-a părut destul de faină. Adică, bă, per total, pui mei, mi s-a părut un diss track mai mult decât un official music video. Adică, pui mei, a fost dita mai diss track-ul ăsta. Le-a zis-o la toți direct că nu știu ce, că-i plim, că îi ia în lesă, că sunt câinii lui, că nu știu, pui mei, că i-a prins când face video chat, că nu știu, alte chestii pe care le-am mai spus aici până în melodie, n-am fost atent chiar la toate chestiile. Mai era, pe lângă râsul Dani Mocanu, care mi se pare super, super ciudat, adică ascultați și voi. Cine pui mei râde în halul ăsta? What the fuck? Voi auzi, zici că se înneacă și după aia, efectiv, da, începe să sară, gen, what the fuck? Și am mai văzut eu pe undeva pe aici, parcă. O secunde să văd unde e. Stați așa. Aici, deci, ați văzut și voi cum s-a grăbit Dani Mocanu să scoată aia, deci, el era ce face, nu știi, cu țigara în gură sau, mă rog, trabuc, așa, și o zis, azi, Abi partea lui, știi, Abi, și trebuia să zică și el și s-a trezit, au, și Dani, ceva de genul a fost, nu știu, am mai văzut eu, mi se pare, pe la un videoclip în străinătate, era unul de treia să, cum e, să-și cânte partea aia și el stătea, visa pe acolo, pui mea, adică el să, știi, făcea, era pe vibe, m-ar veni pe videoclip, și la un moment dat să zice, trebuie să cânt și nu, ok, așa a fost și faza asta, mă rog, pe total videoclipul super tare, adică, nu știu, i-aș da nota, sincer, bă, 9 din 10 doar pentru că conceptul nu este nou. Și deja a făcut Jador cu, deja au făcut Jador cu Lino treaba asta și nu. Să nu ne amintim de beef-ul lui Abi, deci ar fi, e cam ciudată treaba asta. Mă rog, combinația lor a mers perfect, adică na, ce pot să zic? Cam atât am avut de zis despre acest videoclip, sper că v-a plăcut reacția, desigur. Dacă v-a plăcut, nu este să apăsați pe butonul de like și spuneți-mi și voi în comentarii ce părere aveți despre această melodie. Pe total, foarte faină, deci, na. Eu am fost Asa Live și ne vedem, desigur, la următorul episod. Pa, pa!